Vrem să implementăm o funcție cu număr variabil de parametri. Haideți să ne creăm un script, fie el arguments.js și să spunem că funcția noastră va primi ca argument un array și niște obiecte pe care să le adaugem în acel array. Fie metoda noastră add to array. Am vrea să apelăm metoda cu un argument, array-ul, și o listă în continuare de item pe care să-i adauge în array respectiv. Pentru a accesa uh, argumentele în număr variabil, o variantă ar fi să avem un singur argument de tip array și primul element din el să fie array în care vrem să adăugăm și următoarele să fie itemii. Dar în cazul ăsta nu am scrie argumentele la apel cu virgulă între ele, ci a trebuit să le punem ca item în array respectiv. Pentru a accesa argumentele uh, în număr variabil în interiorul unei funcții, JavaScript ne oferă un obiect numit Arguments. Așadar, haideți să ne uh, preluăm și noi din acest Arguments, să spunem că ne definim o variabilă pentru a accesa Arguments și că ne definim o variabilă care va fi primul argument al nostru, uh, și anume Array-ul. Și vrem să adăugăm în Array celelalte, variabile din argumente, așadar să iterăm cu o variabilă fie ea i de la indexul 1 până la lungimea vectorului, în cazul ăsta arguments.length, și vrem să adăugăm în array. Pentru a adăuga la sfârșitul array-ului, există metoda push și vom adăuga pe rând argumentele um, rămase. În final să spunem că metoda noastră va întoarce array-ul căruia i-a concatenat argumentele și o să vrem să o apelăm afișând în consolă rezultatul. Haideți să ne creăm un array. Un array poate fi creat apelând metoda new array constructorul sau pur și simplu inițializând static o listă de valori între paranteze drepte. Să spunem că vrem să concatenăm ABC și să afișăm rezultatul apelului funcției to array, dându-i ca argument array nostru și alte valori pe care să le concateneze, iar în final o să vrem să-l afișăm, haideți să-i facem join punând pur și simplu virgulă între elemente. Ok, Deci, metoda, funcția noastră primește un număr variabil de parametri, primul parametru reprezintă array în care să concateneze, următorii parametri am vrea să fie adăugați în acest array. Bun. Să apelăm și noi interpretorul node, să mergem în folderul unde am creat scriptul respectiv și să apelăm, să concatenăm, să apelăm scriptul arguments. Bun. Și vedeți că ne-a concatenat și ne-a afișat lista respectivă. Această variantă reprezintă sintaxa inițială pe care oferea limbajul JavaScript pentru a accesa un număr variabil de argumente. Totuși, mai nou, limbajul ne permite să precizăm încă din signatură că avem un număr variabil de argumente în felul următor. Putem să spunem primul argument după care argumentele care, se repet, care pot să se repete și să fie număr variabil să le precizăm sub forma aceasta cu trei puncte. Așadar, Putem individualiza primul argument care trebuie să fie furnizat funcției noastre și în acest caz argumentele în număr variabil vor fi accesate prin intermediul unui vector, care vector va pleca de la primul argument și ne va permite să referim toate argumentele și deci de la indexul 0 în acest caz. Voi executa din nou scriptul. Rezultatul este același, sintaxa este mult mai curată și limbajul oferă o modalitate prin care să ne individualizăm din signatura metodei argumentele variabile.